Bine v-am găsit sau am regăsit la un nou clip la mine pe canal. Iată că s-a întâmplat și minunea. După atâtea hauluri pe care, nu știu cum să vă zic, le-am făcut cu atâta drag și au fost atât de folositoare pentru mine, iată că a venit momentul să facem și o colaborare astăzi, și anume cu cei de la Temu. Avem aici un imens colet și mai avem unul jos, adică am două. Cei de la Temu au fost foarte, foarte drăguți și mi-au oferit această posibilitate de a colabora, de a lucra împreună. Și evident că am acceptat cu mare bucurie, pentru că am tot văzut pe internet creatoare de conținut ca și mine, care aveau deja colaborare cu ei și mă gândeam, zic, Doamne, dar eu de ce nu? Și uite că s-a întâmplat și la mine minunea și mă bucur tare, tare mult să fac parte din această colaborare frumoasă care sper eu să dăinuie de acum încolo pentru foarte multă vreme. Și sunt tare curioasă ce am cumpărat. Înainte de toate vă rog să ce am cumpărat, ce am primit. De fapt, eu am ales, iar ei mi-au trimis. Înainte de toate, vă rog să intrați în căsuța cu descriere acestui videoclip, pentru că vă voi oferi un cod de cod de reducere pe care vi-l afișez și acum aici. Și nu uitați, dacă aveți de făcut o comandă, vă invit să folosiți codul meu de reducere pentru a vă putea pune câțiva bănuți în buzunar. Așadar, spor la cumpărături și spor la economie. Pentru că, da, la sfârșit este o economie foarte mare. Acum depinde de valoarea pe care o comanzi. Eu am cumpărat foarte multe lucruri, nu știu dacă mă urmăriți de multă vreme, dar dacă mă urmăriți știți, dacă nu vă spun eu acum, am cumpărat foarte multe lucruri pentru terapia lui Fabian, pe care înainte de Temu le cumpăram de pe Amazon și dădeam o grămadă de bani plus transport, așa că la Temu nu plătesc nici transport și sunt și produsele foarte, foarte ieftine. Haideți să desfacem prima cutie, care arată cam așa. O să o pun într-o parte ca să nu vă fâșii foarte tare și vreau să vă spun că eu o să vă arăt produsul și o să vă arăt produsul și pe site într-o poză micuță pe aici sau pe aici, pe undeva, și voi o să vedeți dacă funcționează sau nu pentru voi, pentru nevoile noastre, voastre, pentru dorințele voastre, pentru copilașii voștri, pentru voi și așa mai departe. Sincer, nu mai știu ce am comandat, dar știu că am comandat foarte multe lucruri de care aveam nevoie prin casă, pentru mine, pentru Fabi, pentru terapie și așa mai departe. O, Doamne! Doamne, mi-a venit tocătorul! Deci aveam așa emoții la acest tocător, pentru că veneau pe trei variante. Varianta aceasta, care este medie, nu știu dacă avem aici niște, ba da, avem în inch, avem 30, ba nu, avem în centimetri. 30 cu 20 cu 1,2, adică avem 30 cu 20 cu 1,2 grosimea. După ce l-am comandat, am văzut că mi-au apărut acolo o poză cu ele și îmi spuneau că era foarte mic acela, dar arăta o poză cu 3 și m-a dus puțin în eroare, în zi, zic, Doamne, ce o fi comandat eu, dar nu, am comandat exact mărimea de care aveam nevoie. Eu acum filmez la lumină naturală, este cam întunecat aici în Anglia, după cum știți, așa. Sper că se vede bine, sper că mă vedeți cum trebuie. M-am machiat și eu astăzi. Așa. Hai să vedem dacă vă dați seama ce e aici. Da, v-ați dat seama, scrie și pe cutie. Avem un cântar, dragilor. Și am cumpărat acest cântar pentru că eu de când am născut, mereu am fost așa o fire mai filiformă, dar de când am născut am rămas așa cu câteva kilograme în plus, pe care nu mai reușesc să le dau jos absolut deloc. Și data trecută când eu am slăbit, înainte să rămân gravidă, aveam un cântar acasă și mă tot cântărea. Iar acela îmi dădea impulsul, băi, mai slăbește, nu mai slăbe, în fine. Și am rămas fără baterie. Și de atunci noi zicem, bă, o să cumpărăm un cântar. Ce credeți că am cumpărat? N-am cumpărat.
sper eu ca acesta să funcționeze. Wow, cât este de mic! Mă, pricăjitule! Uite, cam așa arată. Asta că mă vede și pe mine. Este simplu și pe spate, așa. Este doar un geam. Așa, și văd că avem și un centimetru aici, probabil să ne măsurăm în bust sau în talie. Așa și merge pe baterie, deci trebuie să-i cumpăr baterii. Oricum, eu am baterii în casă, așa că... Oh, dar ce ușor este! Sunt tare curioasă cum o să ne împăcăm. Sper eu că ne împăcăm bine, că noi trebuie să fim prieteni. Așa. La fel, prețurile o să le vedeți afișate pe ecran. Dar acum, serios, cred că majoritatea avem acasă un cântar, mai puțin eu. Eu aveam nevoie de un cântar acasă. Ia să desfac eu și aici. Haide. Aolea, dar pe asta eu n-am cumpărat-o. Asta cred că este cadou. Asta cred că este un cadou de la ei. Foarte drăguț din partea lor, pentru că eu nu am comandat așa ceva. Este un șemineu, o tăbliță, așa, ca și cum ar fi un șemineu. Așa. Da, eu asta nu am comandat-o. Cred că mi-au trimis-o ei mie, așa, cadou. Wow! Doamne, ce e aici? Sper să nu facă ceva. Ia, ne vedem. Ia, stai să vă dau pe voi puțin mai departe. Așa, deci cam aceasta este. Doamne, și vine și cu chestia asta. Deci ce sunt astea, fraților? Da, eu, ia să vedem dacă... Uite, avem și niște geamuri pe aici. Wow! Să văd dacă avem vreo poză. Cum ar trebui să fie. Trebuie să fie ceva pe aici. Să-mi descrețesc. Să-mi descrețesc mintea puțin. Așa, deci avem chestia asta. Așa. Oh, stați, fraților, să văd ce-am luat aici. De fapt, ce-am primit. Mă bătea și căldurile aici cu voi. Nu, am cumpărat eu așa ceva, pentru că nu știu ce e. Aha, uite, aici presupun că este o pânză de asbest. Așa, știți că este materialul care nu ia foc niciodată. Asta presupun că vine în capătul acesteia. Și asta vine aici. Gata, m-am deslușit misterul. Și practic eu voi da foc aici și se va face așa ca un efect de fireplace, de șemineu. Iar chestiuțele astea aici din sticlă probabil se pun pe laterale. Uite așa. Așa. Nu știu de ce mă duce cu gândul la Japonia chestia asta. Așa, uite, cam așa vine chestia asta. Și cu flacără pe mijloc. Asta cred că o voi face cadou, pentru că dar din dar se face rai. Dacă mă duce cu gândul la Japonia, mă duce cu gândul la prietenii mei Constantin și Elena, la fratele Ivan sau românii în Anglia, cum au ei pe YouTube. Și vedem. Haideți să trecem la următoarea, la următorul colet, pentru că sunt două și sunt tare curioasă ce am mai cumpărat și în cel de-al doilea colet. Gata, haideți că am revenit cu cel de-al doilea colet. A ieșit soarele puțin afară din nori, dar am zis că haide că suntem spre bine. Op, așa. Avem undita mai coletul și aici și tot așa îl las într-o parte. Sper să stea bine și să începem să desfacem din el. Sper să nu tai nimic. Ba, am tăiat. Așa am făcut mereu. Aoleu, am văzut ceva drăguț. Și știu ce e. Așa, hai să începem cu primul lucru. Aici am luat niște pungi.
și o să ziceți, bă, nu ești sănătoasă cu atâta pungi. E să vedeți că am dreptate cu pungile. Uite așa. Le desfaci. Pentru că noi avem foarte multe jucărioare acasă. Așa. Și avem nevoie de separatoare. Și vi le-am recomandat pe acelea cu zip. Și uite, acum am mai găsit unele. Le-am cumpărat pe acestea pentru că sunt de diferite dimensiuni. Și să vă zic de ce am luat de diferite dimensiuni. Pentru că sunt jocuri care au piese mai multe și piese care, și jocuri care au piese mai puține. Nu sunt multe, sunt doar 3. Dar aveam nevoie de una fix așa pentru a-i pune niște cuburi care sunt peste tot în casă. Deci cuburile alea te urmăresc. Pur și simplu, cuburile alea merg după tine. Și am zis, zic, stai așa că te aranjez eu pe tine joc de cuburi. Așa, și am cumpărat aceste 3 pungi care, v-am zis, vin în diferite dimensiuni și sunt foarte, foarte utile. Așadar, dacă aveți voi copilași care au foarte multe jucării și nu mai vreți să mai fie întinse prin toată casa, vă recomand din suflet să mergeți să dați o comandă, folosiți și codul meu de reducere și beneficiați și de reducere și împăcați și capra și varza, cum zice proverbul românesc. Știți ce e asta? Nu știu, hai că vă arăt imediat. Știu că vă fâșe, dar n-am încotro. Ia uite! Avem aici ce-mi doream eu de multă vreme. O chestiuță de depozitare. Bă, am luat o razna, mă, cu depozitatul. Practic, nu. Acesta îl vreau eu în cameră la mine și la Fabi pentru a pune nu este chiar atât de mare, pentru a pune hăinuțele care trebuie să meargă la spălat. Și hai să vedem dacă avem niște dimensiuni. O să auzi ca și cum ar fi o oală pe aici. Hai să vedem dacă avem dimensiuni. Nu, nu avem dimensiuni, dar o să vă las eu poza afișată pe ecran și o să vedeți acolo dimensiunile. Este fix cât avem nevoie. Nici nu l-aș fi vrut mai mare. Este exact o mărime pe care eu mi-aș fi dorit-o și mi-aș fi închipuit-o că ar merge foarte bine cu cu spațiul pe care eu îl am la dispoziție pentru a mai avea încă un lucru în camera asta. Da, foarte drăguț și mi se pare, deci este foarte țeapă în așa, să nu cumva să credeți că se lasă sau alea, nu. Hai să vă arăt ce am luat. Deci o să ziceți că eu chiar nu sunt sănătoasă, dar nu știu dacă știți, probabil că știți, eu sunt născută iarna. Și întotdeauna mi-au plăcut Crăciunul, întotdeauna mi-au plăcut sărbătorile. Eu când eram mică, ei mei nu prea îmi făceau brad acasă și mă duceam la mătușa mea care avea întotdeauna un brad extraordinar de mare și extraordinar de frumos și ea îl împodobea și cred că îl împodobește și acum. N-am mai fost la ea de Crăciun de 7 ani de când sunt plecată din România. Mă duceam la ea și îmi plăcea tare mult. Și își împodobea și casa foarte frumos. Și mi-a insuflat și mie chestia asta de împodobit, de... Mă rog, anyway. Și zilele trecute am stat eu așa în pat și nu o să vă vină să credeți că am început, mă uitam pe... Era târziu, era... adormise Fabi pentru că aveam luxul de asta pe telefon. Și am dat like-uri numai la pagini pe Instagram cu produse... iarnă, cu Christmas vibes, fanpage Christmas, Kevin, Home Alone, mă rog. Bă, și mi-a venit dragul, deși dorul de iarnă, mă, mi-a venit dorul de iarnă și așa am cumpărat. Și mi-am pus în coș. Ta-da! Avem aici una bucată, avem 3 fețe de pernă, 3 sau 4, 4, 4 fețe de pernă. Avem aici un print foarte drăguț cu Bambi și cu omul de zăpadă. Aici avem una cu Moș Crăciun. Așa. Aici avem doar cu omul de zăpadă și cu o căsuță așa într-o parte. Și aici cu Moș Crăciun și cu săniuța trasă de reni. Dimensiunile sunt acelea care îmi trebuie mie, cred că sunt 25x25 sau 35x35, ceva de genul.
v-am zis, vă aveți toate detaliile pe care vreți să le știți, pe care vreți să le cunoașteți, le aveți în căsuța cu descriere, în fotografii. Dacă aveți ceva întrebări, nu uitați să îmi lăsați în comentarii întrebările voastre. Și un lucru pe care ar trebui să vă rog să-l faceți încă de la începutul acestui videoclip este să vă abonați. Nu uitați să vă abonați acestui canal de YouTube pentru că mă ajută foarte mult și lăsați-mi și mie un like pentru că la fel nu vă costă nimic, este gratuit și mă ajută pe mine tare, tare mult în algoritmul YouTube. Și trecând peste aceste produse de iarnă pe care chiar mă gândeam, Doamne, când o să le prezint eu la ei acolo, probabil sunt 40 de grade și e leșină de frig, dar stați așa, în această vâltoare a mea de nebunie în ceea ce privește persoana proprie, o să mai prezint niște fete de pernă, dar cu motive de vară, pentru că de, nu e normal dacă iarna să fie și vară, pentru că și la noi dă vara să ajungă și pe aici. O, ce material frumos! Material foarte frumos. Mamă, dar se miros urât tare. Mamă. Acestea sunt puțin mai mari. Uai, de unde au fost puse? Așa, și avem aici așa. Foarte drăguțește asta. Scrie Sunshine aici. Avem o margaretă. Mi se pare că acestea sunt puțin mai mari. Ia să le fac eu așa. Mi se pare bine. Sunt puțin mai mari. Ba nu, sunt la fel, dar ia uite că par mai mari așa. Așa. Oh, ce drăguță e și asta. Deci știți cât o să schimbe aspectul sufrageriei mele aceste pernițe? Deci abia aștept să le folosesc, o să le bag la spălat direct pentru că ele cam au nevoie, dragile, de ele. Probabil au fost ținute pe undeva printr-un depozit. Așa. Ce scrie aici? Just bloom. Așa, adică doar cea înflorit, această, nu știu dacă e margareta asta, nu știu ce e. Și aici la fel, încă un... Încă o față de pernă tare drăguță și ea, la fel. Deci abia aștept să le pun pe toate în sufragerie, să vedeți acolo ce schimbare va fi. Așa, Doamne, și vin după aceea produse foarte interesante. Oricum, eu zic că am cumpărat, am primit produse foarte interesante. Aici mi-am ales un set pentru travel și avem așa, acestea vin în bagajul de cală ca să nu se mai amestece, deci eu nu suport. În momentul în care fac bagajul de cală, trebuie să am chiloții la chiloți, șosetele la șosete, să nu stau să caut sutiene, să nu stau să caut maiouri, pentru că eu port maiouri din cauza rinichilor. La mine trebuie să fie totul să știu de unde le iau. La mine este totul contra cronometru și trebuie să știu exact unde le pun și unde le iau. Și am găsit chestia asta care mi s-a părut super, super interesantă și o să vă recomand și vouă. Uite, aici puteți să vă puneți tricourile, de exemplu, și aveți și baretele acestea care să le facă să stea țepene acolo, să nu se miște de colo-colo, să se șifoneze. După aceea, haideți să o luăm în ordinea dimensiunilor. La fel, avem încă una mai mică, tot așa, să vă puneți un rând aici de tricouri. Probabil acesta este pentru pantalon, pentru blugi, chestii mai voluminoase. Acestea pentru un rând de tricouri, la fel vin cu aceste strapsuri, strapsuri, pentru a le ține acolo, să nu se bălângâne, cum am zis și mai devreme, și să nu vă treziți când ajungeți la destinație să aveți tot o alandala pe acolo, ci să rămână așa frumos cum le-a spus voi. Aici avem probabil pentru șosete, lenjerie intimă, chiloți, lenjerie intimă, același lucru. Așa.
Mai avem încă una aici. Dar știți ce am văzut eu? Că acestea se prind de ceva, dar nu-mi dau seama de ce. Cred că se prind așa între ele. Mă îndoiesc. Nu, nu, nu. Ba? Ba nu. Nu. Cred că se prind așa. Da, mă, uite ce inteligență. Ce inteligență și ce mișto sunt lucrate. Deci pentru o și mai mare organizare se prind așa între ele, după cum vedeți și asta aici. Foarte interesant. Asta v-am prezentat-o. Aici la fel mai avem tot așa încă ceva de depozitare. Nu știu ce ai putea să pui aici, dar nu-mi dați idei, pentru că eu de fiecare dată când fac bagajul, Adin spune că nu știu de ce mai plecăm, că luăm toată casa cu noi. Așa, aici avem un sac. Deci efectiv un săculeț care se strânge, uite așa. Băbuțel și ăsta. Întotdeauna mi-am dorit să am totul așa pus la punct. Iar aici avem ca un pufard cu fermoar și este destul de încăpător aici, zic eu. Și spune așa, wish you have a colorful life. Adică vă dorim să aveți o viață plină de culoare. Mi s-au părut foarte interesante chestiuțele astea și să știți că sunt foarte, foarte folositoare. Mai ales dacă sunteți persoane așa ca mine care vreți să fie totul acolo la dungă și la linie. Ce mai alegem aici? Ia hai să aleg ăsta. Care... știți ce este ăsta? Of! La fel, îmi amintesc când eram eu mică, când mă măsura pe mine tatăl meu, mă măsura la tocul ușii și scrie acolo câți centimetri aveam și data. Sau, nu data, data și vârsta mea. Și după aceea am văzut eu că, na, mă mai ușor de colo-colo așa, am văzut că au apărut tot felul de figurine așa frumoase, drăguțe, la-la-la, care poți, ca un abțipild pe care îl poți pune pe perete și măsori înălțimea copilașului. Și am zis să-i cupăr și eu lui Fabiuță un astfel de abțipild și să îl punem pe perete. Acesta este. Ia stați așa că îmi lipsește chestia aia. Avea o girafă parcă. Ba da, uite aici, este în spate. Deci, aici avem în centimetri. Așa. Abia aștept să o montez și pe asta. Și mai avem una în spate. Girafa, practic gâtul girafei. Așa, uite aici avem girafa. Practic, girafă, da, sau hipopotam, leu, parcă era cu girafă ce am cumpărat eu, dar anyway, nu mai contează, pentru că gâtul girafei era practic centimetrul. Și abia aștept să vedem dacă va sta Fabian să facem toată treaba asta. Iar astea sunt de design, așa, niște autocolante. Bun, mai departe, ce mai avem aici? Avem și niște jucării. Aici am cumpărat ceva pentru casă. Vai, și de când mă învâr pe lângă ele, abia așteptam să le iau. Unu. Un, doi, trei. Avem trei produse aici. Avem o tăviță foarte, foarte mică și foarte drăguță. Este în genul acelea pe care am primit-o eu de la Diana Andronic. O tăviță micuță. Iar aici avem niște produse tare drăguțe. Doamne, pe care abia aștept să le folosesc. Pentru că am mare nevoie de așa ceva. Oh, am zis că sunt de sticlă, dar nu, sunt de plastic. Așa. Cu un capac de lemn. Și aici avem... Puteți să puneți săpun pentru mâini. Iar aici avem pentru detergentul de vase.
Iar acestea vreau să le duc jos. Bine, nu prea folosim noi chiuveta de jos pentru, de la bucătărie, pentru a ne spăla pe mâini, pentru că aceea este pentru vase, dar o să le umplu pe amândouă acolo să fie. Și uitați-vă cât sunt de drăguțe și vin și cu această tavă care complimentează foarte frumos și asortează foarte frumos cu capacul. Mie s-au părut niște produse foarte drăguțe și foarte utile. Sper eu să nu potrezească foarte repede lemnul ăsta de aici. Eu momentan am la bucătărie ceva de foarte multă vreme. Este cumpărat de la Warehouse. Este de plastic și mereu se murdărește în partea de sus acolo și trebuie să îl schimb mereu. Ia că nu vreau să le las pe acolo pe jos și le las așa, într-o parte. Foarte drăguț. Mai departe. Oh, asta am luat pentru mine și pentru sufletul meu. Da. Am cumpărat aici o cană pentru suc. Deci abia aștept să văd cum este și abia aștept să văd cum funcționează și ce știe să facă. Aceasta cred că este prima pe care o voi pune în funcțiune. Ia să vedem. Wow! Acestea erau pe mai multe culori. Aveați albă, neagră, gri, verde, mov și roz. Iar eu mi-am luat pe alb. O, ce mișto e! Ia uitați-vă! Super tare! Super tare! Mamă, și cum e înăuntru! Deci, auci! Ia să vedem noi cum funcționează asta! Oricum, o să facem o grămadă de videoclipuri, vă dați seama, ca să testăm toate produsele. Aha! Deci, uitați-vă câte cuțitașe are aici pentru a zdrobi fructele. Deci, practic, așa funcționează. Pui aici toate fructele, închizi și dai drumul. Function. Uite care baterie. P1, P2, P3. Ce înseamnă asta? Jesus. M-ai speriat. Start level battery 71. Dar nu mai merge acum. Cred că este pe nivelul 1, 2 și 3, așa, și în momentul în care selectezi nivelul, atunci începe să vârtă și mai tare și evident că vine și cu un cablu de încărcare pe care trebuie să-l atașezi tu la un, la unde să ziceți, la un capăt. Oricum, mi se pare super, super mișto chestia asta și practic faci un smoothie și bei direct din... Ia să vedem cum funcționează și treaba asta de aici. Foarte tare. Îl faci, îl bei, speli, la revedere. Am terminat. Mi s-a părut super ingenios. Noi mai avem unul, dar pe acesta acela este de stat acasă. Nu este așa portabil. Nu poți practic să te duci cu storcătorul de fructe după tine. Dar acesta este, mi-am făcut un smoothie și îl iau cu mine la muncă, gen. Pentru că voi fi și eu una sentimentul vostru, vreau să mă gândesc că va veni vara și aici în Anglia și că vor fi și aici temperaturi ridicate și că vom avea și noi posibilitatea să mergem la mare, că doar primesc întrebarea asta frecvent, stai la mare și ești albă și nu te duci și nu te bronzezi, pentru că aici este întotdeauna frig. Am cumpărat aici, sta să vă mai arăt odată, un aer condiționat, un ventilator, să zic așa, un ventilator de pus pe... De pus pe birou. Este unul mic, nu am nevoie de mai mult. Uite că și asta funcționează. Nu cred. Deci nu cred. Cât e de mișto și avem și mai multe viteze. Viteza 1 este acum. Mamă, dar pentru mine e suficient. Mie oricum nu-mi place frigul. 2. Cred că vedeți că deja începe să facă valuri pe aici. 3. Nu, mie viteza 1 îmi place cel mai mult. 4. Wow, măi, e mic el, dar face treabă, să știți. 5.
Mă, câte viteze ai tu, mă, prietene? Asta e deja prea mare. Cred că 5 e maximul, da. Uite, mie viteza nu-mi place. Lasă-mă așa că eu nu mă supăr. A, ce mișto e. Trebuie să stai eu să-l mai băzii puțin, să-l mai gătil, dar cred că nu poți să-l închizi decât dacă treci prin toate vitezele. Sau ia stai să încerc așa și să apăs loc să văd dacă se închide. Nu. Deci trebuie să treci prin toate vitezele ca să poți să-l închizi. Asta cred că ar fi o chestie negativă. Mamă, dar ce mișto e. Și uitați-vă cât este de finuț. Foarte puternic și ăsta. Mulțumesc, Temu, de ce am primit lucruri super, super drăguțe. Așa. Și să nu cumva să credeți că rămâne copilul fără nimic. Zilele trecute am fost în parc cu el. Și erau niște copilași care aveau niște rachete din acestea de badminton și se jucau acolo. Se jucau între ei, bineînțeles, ele se cunoșteau, erau și mai mari. Și a vrut și Fabian să pună mâna pe o paletă. Bă, n-a vrut copilașul ăla să-i dea sub nicio formă. Și zic, lasă că-ți ia și mami. Fabian nu că a început să plângă, pentru că el nu e genul de copil care dacă îl împingi sau de-alea plânge. Vine și el să te împingă și pleacă. L-am văzut că își dorea tare mult și tot se împingea să se ducă. Și la un moment dat l-am rugat foarte frumos pe copilașul respectiv. Zic, te rog, mă lasă să pună mâna pe paletă să văd ce face. Și a pus mâna pe paletă și a încercat să dea cu paleta în minge, dar mingea fiind la sol, ca să vă fac pe voi să înțelegeți, practic a vrut să măture mingea cu paleta. Și copilașul respectiv a zis că îmi dorește paleta și să-i dea paleta înapoi. Și am zis, gata, mulțumim tare mult că ne-ai lăsat să atingem paleta ta. Și am explicat lui Fabian, lasă că o să-ți cumpere și ție mami și o să ne jucăm amândoi. Așa, i-am cumpărat niște palete de badminton, avem aici și fluturașul de badminton și avem și o mingiuță, cu care evident el nu se va juca, dar eu ca și mamă, eu ar trebui să-mi fac datoria și să-mi respect cuvântul în fața lui, pentru că eu i-am promis lui că va avea palete de badminton. Sunt micuțe tare, să știți că nu sunt mari și sunt și foarte ușoare și la mânera aici, pentru o prindere mai bună, ca să vedeți voi mai bine, pentru o prindere mai bună, au așa ca un material de gumă. Așa. Tot. Ăsta este pentru bucătărie. Și hai să vă spun ce am cumpărat aici. L-am văzut prima dată la Adelaine Anescu. M-am uitat la videoclipurile ei și am văzut că ea a avut prima colaborare pe care am văzut-o pe YouTube. Am văzut-o la noi, la creatorii de conținut mai micuți, așa ca noi. La ea am văzut prima dată. Și m-am uitat și am văzut acest obiect care mi se pare foarte, foarte interesant. Așa. Deci, este un tocător manual. Practic pui aici ceapa, să zicem așa, pui ceapa. Pui capacul. Iar de aici ai ca un fel de ață care trage. Trebuie să țineți foarte bine, nu cu o mână ca mine. Practic, acesta trebuie pus pe o suprafață plană și să n-aibă nevoie de susținerea voastră. Așa. Deci cum ar fi, o puneți așa pe birou. Asta să vă arăt. Așa, țineți bine. După aceea trageți așa ca el să toace ce ați spus voi înăuntru. Deci nu faceți ca mine să-l țineți în mână, pentru că atunci riscați să vă accidentați. Și evident că nimeni nu-și dorește asta. Repetăm, suprafață plană, apăsați foarte bine pe capac și se trage. Mie mi s-a părut foarte interesantă ideea asta și am zis că vreau și eu așa ceva. V-am văzut la ea și a spus că îl recomandă. Vedem cum va fi. Și ultimul lucru pe care l-am și să știți că, Doamne, mi-l doream de foarte multă vreme și, sincer vă spun, dezgârcită ce sunt, nu m-am durat.
să dau 9 lire pe așa ceva. Mi-aduce aminte de vacanțele mele de la bunicii mei de la Meniaș, unde mă duceam acolo și bunica era foarte hoarderiță, să zicem așa, adică îi plăcea să strângă tot. Și cred că și eu moștenesc chestia asta de la ea, pentru că eu strâng multe lucruri, dar când vine momentul să zic că, bă, gata, nu mai place chestia respectivă, nu mai vreau. Și am stat așa și m-am învârtit eu pe acolo și eu l-am avut odată în coș, dar l-am scos. Acum l-am ales aici. Și de ce, vă zic imediat, de ce mi-amintește de vacanțele mele la bunici. La bunici de la Mediaș, unde v-am zis că totul acolo se păstra și deși eu nu mă duceam în fiecare an acolo, când ajungeam, dacă ajungeam odată la 2-3 ani, pentru că noi stăteam la distanță foarte mare de Mediaș, găseam lucrurile în același loc. Deci nu se schimba absolut nimic, nu se ducea niciun verișor dintre ai mei acolo, eram doar eu și tot ceea ce lăsam eu, cum lăsam eu, rămânea la fel. Și țin minte că bunica mea avea o cutie de unt, mi se pare că scria unt pe ea, nu mai țin minte, oricum, lua cutia de unt, da, pachetul de unt era untul acela UHT, care îl avem și noi acum, îl lua, îi dădea ambalajul jos și îl punea într-o astfel de cutie. Doamne, și mi se părea atât de să-ți aduci aminte de lucrurile astea. Și uite că acum trăiesc momentele astea în care eu îmi aduc aminte de aceste lucruri. Și hai să vă arăt cutia. Vine prevăzută cu așa ceva pe margine, cu o chestie de silicon, cu o margine de silicon care să ajute să închide ermetic, să știți că este din ceramică, nu este din plastic, tocmai de aceea și prețul. Foarte, foarte drăguță este. Și avem aici și o spatulă cu care să, cu spatulă, mini cuțită așa, care este extraordinar de drăguț, cu care să întindem untul. Și capacul, evident, din lemn. Doamne, aici zici că e o cruce, zici că ai colivă. Așa, și cuțitașul. Foarte, ia uitați-vă cât este de drăguț. Și scrie aici butter. Deci atât de mult mi-am dorit chestia asta și mi se pare atât de ingenioasă și atât de drăguță. Nu știu ce să zic eu de cuțitașul acesta care nu știu dacă va sta pe neapărat aici. Pentru că mă gândesc eu în momentul în care folosești acesta se murdărește și nu cred că este ideal să-l pui la loc pe capac ca să murdărești capacul. Nu știu dacă îl voi păstra așa, dar cert este că voi păstra untul înăuntru. Mi se pare foarte, foarte mișto. Da. Eu zic că am făcut niște alegeri grozave. Îmi place absolut tot ce mi-am luat, chiar tot. Mi se par lucruri drăguțe, plus că am primit un cadou din partea lor care mi s-a părut foarte, foarte drăguț și acesta. Sper că v-a plăcut și vouă produsele pe care le-am cumpărat. Dacă v-am inspirat cu ceva, vă rog să-mi lăsați în comentarii și să-mi spuneți dacă și voi v-ați cumpărat ceva din ceea ce v-am prezentat eu aici, din ceea ce ați văzut la mine și v-a stârnit interesul. Sau dacă vă interesează în mod deosebit un anumit produs, nu ezitați să-mi scrieți și o să vă trimit link special pentru el. Pe mine mă găsiți aici, în căsuța cu comentarii, sau mă găsiți la adresa de e-mail pe care o am scrisă în căsuța cu descriere. Și tot acolo vă fac referință și către contul meu de Instagram. Sper să aveți o zi minunată, nu ca la noi, a început să dea soarele, dar foarte, foarte puțin, să nu cumva să deranjeze pe cineva, nu? Da. Sper că aveți o zi minunată, sper că nu vă ardeți în căldurile toropitoare din România. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența voastră aici. Mi-a făcut plăcere să desfac alături de voi aceste colete și mulțumesc încă o dată Temu și vă mulțumesc și vouă, în primul rând, pentru că fără voi n-aș fi fost aici. Vă doresc o zi minunată, fix așa ca și voi și ceea ce vă îndemn eu de fiecare dată, o să fac și astăzi. Să fiți mai buni, mai calzi, mai blânzi,
mai blândi și mai iubitori. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag. Mua!